Mănăstirea Curtea de Argeș reprezintă un punct de atracție turistic, de aceea consider că este frecvent vizitată de mulți turiști din România, chiar și din străinătate. De fapt și de drept, ce este Mănăstirea Curtea de Argeș? Este un loc în care este îmbinată arhitectura foarte frumoasă a clădirii, dar și legenda construită în jurul meșterului Manole. Turiștii pot veni aici pentru a surprinde momentul și a surprinde, de fapt și de drept, simbolul zidirii soției sale în zidurile mănăstirii. Acest lucru este, de fapt și de drept, un compromis pe care îl face acesta pentru a clădi această frumusețe de clădire și acest frumos simbol al României. Da? Sunt aici să vă explic în câteva cuvinte pe înțelesul vostru acest proces. Avem aici, copii, o baghetă din sticlă. Sticlă și nu plastic. Se încălzește cu ajutorul focului și se trag din ea bucăți mai mici ce se numesc șpițuri. Șpițul, la rândul lui, merge mai apoi la spiritușul suflător. Se încălzește din nou, se suflă, se modelează până prinde diferite forme. O parte din aceste forme aveți ocazia să le vedeți astăzi aici, da? Sunteți curioși să vedeți cum prind formă globurile? Da! Bun! Privim la prima lampă, da? Spiritușul va trage șpițul din bagheta de sticlă. Aici ne uităm. Se încălzește bagheta când țeava este roșie, atinge temperatura de 700 de grade. Atunci șpițul poate fi tras, da? Privim aici. Șpițul merge mai apoi la spiritușul suflător. Din nou se încălzește, se suflă, se modelează și avem prima formă. Un glob oval. Formă de data aceasta, un glob în formă de spirală. Răsucește și, după cum bine vedeți, prinde formă. O ciupercuță din sticlă. Reflector. Fiți atenți la spiriduș. Va sufla șpițul de două ori. Cine este atent va ghici ce suflă. A suflat odată, urmează să mai sufle încă o dată. Să sufle și apoi sigur o să-ți dai seama ce vrea să fie.
județul, da? Nu, pentru mine nu e dificil nimic. De atâția ani de zile, de vreo 20 de ani, 21. Interesant, niște ursuleți, lebede, ci globuri normale, care sunt sfere și ovale. Spatele vostru acolo la cea masă, să vă arătăm cum se îndepărtează codița globului, pentru că ea nu va rămâne aici, este doar o uneltă de care pictorițele se ajută să poată să picteze globul. Tot la acea masă veți vedea cum se pune căpățul globului și cum se ambalează acesta. Fiecare glob în parte va fi ambalat într-o cutie transparentă de plastic. Folosim vopseluri acrilice pe bază de adezivi ca să fixăm culoarea și te scăzi. Temele preferate? Temele preferate sunt peisajele. Bine, în general cam toate. Pentru mine totul e frumos. Dar în general peisajele sunt preferatele mele. Peisaje, cum să spun, peisaje de iarnă. De iarnă, indiferent, dar de iarnă, preferatele mele. Un astfel de glob depinde de complexitatea modelului. Deci sunt și modele care durează mai puțin și modele care durează cam o oră, pentru că e în funcție de culoare. Dăm o culoare, o lăsăm la uscat, ca să nu amestecăm culorile. Pe sărbătorile de iarnă, nașterea pruncului Iisus Hristos, și combinăm ceea ce o să vedem la mănăstirea Curtea de Argeș sau la celelalte biserici de aici din împrejurim, din Curtea de Argeș, din orașul Curtea de Argeș, Biserica Sfântul Nicolae, Curtea Domnească cu biserica respectivă. De asemenea, fabrica de globuri, unde copiii observă și participă la globurile care se pun în pomul de iarnă, tradiția Crăciunului, sărbătorilor de iarnă, și de asemenea excursii se pot face în împrejurim, în special către cetatea Poenari, și aici legăm legenda lui Vlad Țepeș cu acea cetate, și dacă vreți să dăm și un pic de zăpadă, putem continua traseul până la Valea Cupești, până la barajul Vitraru, și dacă ne permite și timpul, putem ajunge până la Bâlea Lac. Este asta un traseu dedicat mai mult românilor sau străinilor? Cine se petează mai bine? Și românii, mai ales acum în preajma sărbătorilor române, vizitează, fiindcă la Bâlea Lac o să înceapă construcția acelui hotel din gheață, dar și străinii. Să știți că mulți dintre străini deja sărbătoresc Crăciunul sau Revelionul la acel hotel de gheață de la Bâlea Lac. Cum nu o să mai fie nicio altă biserică, și primul de acolo este Matei Basarab, urmat de Neagoe Basarab, de Petru Cercel și Brâncoveanu în poziția de titor. De ce? Pentru că pictura pe care o vedeți voi acum este pictură brâncovenească de la 1698. De aceea v-am spus că nu este bine să atingem pereții și să ne sprijinim de ei. Iar în continuare avem iarăși, îl avem aici pe Mihai Viteazul într-o postură în care voi nu l-ați mai văzut. Cum știți voi că e Mihai Viteazul în toate reprezentările pe care le-ați văzut? Ce are pe cap? Nu are o coroană, ce are pe cap? Are o coroană sau... Are o căciulă, da? Căciulă mai... Deci cu coroană așa nu l-ați mai văzut.
Faptul că aici e reprezentat cu coroană i-a făcut mai mult să creadă că s-ar putea să fi fost încoronat aici, în această biserică.